șofer de 63 de ani din Pitești s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă pentru că a dat peste o femeie pe trecerea de pietoni. Bărbatul a povestit polițiștilor că nu are nicio vină și că femeia în vârstă de 65 de ani i-a sărit pur și simplu în față. Însă, abia după ce femeia accidentată a fost testată cu etilotestul pentru că duhnea băutură, omul a devenit credibil. Chiar și așa, dat fiind faptul că femeia era pe trecere, șoferul trebuia să țină cont de acest aspect. Aparatul a arătat 0,17 grame la 1000 alcool pur în aerul expirat, ceea ce însemna că femeia băuse câteva pahare înainte de a merge la cumpărături la un supermarket din zonă. În urma accidentului, are mai multe traumatisme și a fost dusă la Spitalul Județean Argeș.